Galațiul a fost și a redevenit polul tenisului românesc. Suișurile și coborâșurile ar trebui să se oprească. Mihai Dumitrescu, un om de sport autentic, crede în proiectul tenisistic de la Viva. De anul trecut a apărut Viva Club Sport cu cele două, trei turnee feminine organizate. Și iarăși senzația mea, impresia mea este că în acest moment Galațiul se află iarăși pe o partă ascendentă, deci în 30 de ani, nu? Da. În 30 de ani să fii de 3 ori în top, eu cred că e, poate acum ar trebui să se gândească cum reușesc să se mențină acolo. Administrația locală este conștientă că investiția în tenis reprezintă un pariu care va fi cu siguranță câștigat. Așa cum ați auzit, este și tradiție și cred că știți. Cu bazele sportive, într-adevăr, avem o problemă în momentul de față, dar deocamdată Viva văd că se mișcă bine aici. Am văzut că au făcut investiție continuă și pe celelalte două, le-au și pus, ați pus gura acum. Astăzi începem să le dăm. Deci asta este singura chestiune. Și inamicul cel mai mare al orașului este infrastructura, cum se ajunge aici. Aici nu mai ține deja de noi, dar luptăm din toate punctele de vedere și ce încercăm noi la primărie este asta, să punem sau să repunem orașul din câteva proiecte de genul ăsta, inclusiv prin sport. Și până un alta, sportul a cam mișcat în ultimii 25 de ani cam toate lucrurile în țară, că numai pe acolo am mai excelat. Și e bine, într-un fel, și atât am fost văzuți în afară, e singurul produs de succes pe care l-am exportat. Sportul alb este în pole position în România și Galațiul nu putea să facă notă discordantă.